Problema actelor biometrice, actelor cu chip, este o lepădare de Hristos sau nu lepădare de Hristos? Ia ca la ia tisile electronice sta tot pe sine. Asta e bremnă ta pare. Nu trebuie să le luăm, zice. Bun, dar este considerat o lepădare sau nu? Te tot fertitus frais. După buletin va veni pecetea. Vai și poi tu zrome zile, opkis fraiști, metania de afton de ni parhi. Cine se va însemna pocăință pentru el nu există. Vine hamenus ap tu Theo ke tus anthropos. Este pierdut în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Vedun sozi nole se prosefteste ele musine sto cosmo. Nu-l izbovesc toate rugăciunile și nici milostenile lumii. Noi ca preoți. An de tot o haragma ta pa miri angelica, arhangelica, tagma ta na prosefunde iamena de ta do camia ofensa. Dacă primesc pecetea, chiar dacă s-a ruga heruvimii, serafimii, arhanghelii pentru mine, nu mă pot mântui. Asta știm cu pește, ne testează cu apă. Apauște gole și chedateu, mă zime tu satanaș, tu neona, hronu, stina, apere, apirotita. Deci o să ardem împreună cu satana în focurile iadului, dacă îmi primește. Rotune meriti poșta zis, am de paru de gardă, de prună nu lepșă, de prună ca nu tibuți. Întreabă unic dacă nu iau că buletinul, nu o să pot lucra, nu o să pot mânca. Tili și măștedinul ne aie. Soluția ne-o dau sfinții. De burumen amenum este spolis. Nu putem să rămânem în oraș. Va fi cum este buna. Vom fugi la munți. Că da pame puli mai de capende icos. Și vom merge mulți împreună, 15, 20. Că da dos o Dios din amisena, filu na masideris ia în amina. Și va da Dumnezeu putere ca pentru, cum să zic, cu puțin să trăim o lună de zile. E aia matrona e tifli rusida, ele că da perlume homo, da tucanum coluri că da trome. Sfânta Matroana Oarba din Rusia a zis că o să luăm pământ și o să-l facem cornulețe și o să mâncăm. Și înainte de actele biometrice, cum e cu actele astea ce s-a acum? Da, să-l biometrice, măi. Pașaportul biometric de ele. Nu, dar înainte de ele. Ce? Și cu chip. Actele cu chip. Noi ca preoți. Ce facem cu oameni care au primit actele cu chip? Lei, afti pune ieris. Ticanul metusatropus puecunidi asumetis electronice sta tot. Adică putem dezlega de păcate, putem spune. Boruna exomologie sunt. Apana rutisun afton do batera Iustinu, poche na monastire negumenu. Să mergeți la părintele Iustin și să-l întrebați pe el. Părintele Iustinu zic că nu. Părintele Iustinu mă scoresem. Όταν παίρνουν καιρό οι ιερείς για να λειτουργήσουν, είδαν τον Κύριο τους Αγίους να έχουν τα μαλλιά κορεμένα, τα γένια κομμένα. Ας είσαι σε λιρτάς, δαρ, când merge să slujiți preoții, ați văzut pe ca să aibă sfinții îngerii părul și barba atunsă? Deci asta, cum puteți să nu au de voie să vă lăsăm păr lung. Ne interzice episcopul. O episcopul stu să pagă revi în aforane tamaliată. Să ne ascultăm de el. Zeu de ne care este menos mai zis. Deci Dumnezeu nu este mulțumit de situația bun, asta. Bun, și să ne ascultăm atunci. Namica nu ni pacoi sunt despotile. E apostolii de gana ni pacoi stu gramatici că tuș pare. Se o spută ni pneumatici iete stu se puci și kinis. Tu spiașan că tu sipă na min direcțiți. Και πήγε ο άγγελος, τους έβγαλε και τους είπε, κηρύξτε. Apostolii nu au făcut ascultare de gramatei și de arhierei de atunci care erau duhovnicii veacului aceluia. Și îngerul i-a scos din pușcărie și i-a dus, mergeți și propovăduiți, cu toate că aveau interdicție să propovăduiți. Και ο Apostolos Παύλος όταν του είπαν τι σας είπε, εμείς δεν σας είπαμε να μην κηρύξετε. Τι απολογήθηκε λέει, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Δηλαδή. Θα κάνουμε υπακοή στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Zice, atunci când Apostolul Pavel a fost luat la rost, de ce? Pentru că ți-am interzis să propovăduiești totuși propovăduiești, și a spus, vom face ascultare de Dumnezeu, nu de oameni. La ce δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή στο δεσπότη που λέει κάτι που είναι αντίθετα από τον νόμο του Θεού. Θα τους πει αύριο να στιφανώσουν έναν Ορθόδοξο με ένα ετερόδοξο. Θα το κάνουν. Zice că nu putem să facem ascultare de episcop când el ne spune ceva împotriva lui Dumnezeu. Dacă spune episcopul mâine faceți o căsătorie mixtă între un ortodox și un catolic, o să o faceți? Nu. Copiii nu-i mai lăsăm la școală sau ce să facem atunci cu copiii? Dar pe Diana, pane școlii, una și nefijun, mi-a aflat. Zic că vor să introducă carnet electronic, elev. Este carnet de elev. Și ce facem acum? Felul navajuntora, iparchena pragmaina vivliariu,
cuvazul tus vadmus. Că felul în care aftonat o cană electronică, că e donis la ipograful. Ne δεν μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε έγγραφο να υπογράψουμε που έχει το 666. Το 666 είναι το όρμα του Αντιχρίστου. Care are, are actul 666. Το 666 είναι το όρμα του Αντιχρίστου. Άμα πάρω ταυτότητα και υπογράψω να γνωρίζω τον Σατανά, Κύριό μου και Θεό μου. Αρνούμε στο Θεό. Δηλαδή, αν πάρω μπουλετίνο και σεμνές, είναι κάτι που λέω κονός πέρα. Εν κοντρεμπάρε, εν κοντρεμπάρε, δεν πιστεύω κατά. Ζήκα εν κοντρεμπάρε, σημαίνει. Τελευταία, λένε, ερώτηση. Ναι. În cazul în care noi nu ne supunem episcopului pentru anumită probleme legate de acte sau de astea și ne cateriseți, noi putem sluji separat undeva retrași mai departe? Mai e validă cateriserea sau nu? Ne stim periptosi cu afti ieris den canuni pa cu istun despoti pulene na parun ti selectori chesta aftot ti stes kelipa ki afti tus caterizun. Ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Νου, deci nu e valabil. Ο Όσιος Γαβρίλου κατά Χριστόν Σαλός. Αυτός λέει, άμα διευθύρουν μια παρθένου παρά τη θέλησή της, αυτή ο Θεός σαν παρθένου θα της έχει. Άμα πιάσουμε τη βία και μας βάλουν τους φράγεις, αυτό δεν ισχύει. Deci zice, ca și cum ai lua o fecioară și ai silui o și Dumnezeu o consideră fecioară, chiar dacă a fost siluită, exact și așa dacă te vegetulește cu forța, nu se consideră. Deci luarea actului este lepădare. Și primirea înapoi la spădare, numai dacă le-a pădat sau cum e? Lei, Iana Catalavun Calitera, an penuntris electronic este aftotites, simeniotii, e cum prozvasi stot tău. Antapetane monoborun exomologithun? Δεν πρέπει να την πάρουμε αυτή την ταυτότητα. Στην περίπτωση λένε που τα έχουν ήδη, τι πρέπει να τα καταστρέφουν, τι πρέπει να τα πρέπει διστρούσε άκτα. Γιατί μετά από λίγο θα έρθει τους φράγεις μας. Δουπάια όσο βίνε ρέπεντε πετσέτα. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι καταστρέφουν ταυτότητες μπορούν να είναι δεκτοί στην εξομολόγηση. Ναι. Να ρωγιστούμε δεν υπάρχει μετάνοια, τελείωσε. Είπαμε προηγούμενα, τι λέει ο Άγιος η πόλη της Ρώμης. Deci dacă primim pecetea, este că înseamnă lepădare, spun. Actele? Pecetea și actele? Pecetea. Da, bine. Și actele? Tu sfragi mai inetoidio, mai etis electronicest aftotis? Ochi, ala electronicest aftotis ine prothalamus, tu sfragismus. Deci zice că nu este același lucru pecetea cu actele electronice, este doar premergător. Bun, dar în moment ce eu primesc un act cu chip și nu vreau să leapăd, nu e o lepădare de Hristos în momentul ăla. Deci, din părere, se pune ego dehome na electronicotete o pragma, simenioti... Că îți remurgulești, nu poți să las. Piratis fragida? Δεν ξέρω, ο Θεός ύστερα μπορεί να μην μας δώσει τη χάρη να αρνηθούμε τους φράγεις μας. Zice că nu știe, dar este posibil ca Dumnezeu să ridice harul și să nu mai avem puterea ca să le pădăm pe da. Zic că mulțumim mult și să ne... Să se mulțumim politic.